Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea De ale Buzeanului. Astăzi, în ultima zi de campanie electorală, aici în audio-vizual, alături de mine în studioul Campus TV, sunt domnii Florin Drăgulin, așa cum știți, candidat din partea Alianței Dreapta Unită la funcția de primar al municipiului Buzău. Bună seara, domnule Drăgulin, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Și, de asemenea, domnul Dorin Bădulescu este candidatul Alianței Dreapta Unită la șefia Consiliului Județean Buzău. Bună seara, domnule Bădulescu, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Cum a fost campania electorală până acum? Iată, ne apropiem de ultimele ore. Cum vi s-a părut că au mers lucrurile atât în municipiu cât și în județ? Păi, în municipiu a fost o campanie frumoasă. Am declarat și ieri la radio, noi abia ne-am încălzit. Adică ne-am fi dorit, pentru că energia pe care ne-au transmis-o buzoienii și încrederea lor ne fac să credem că suntem pe drumul cel bun. Am încercat să ajungem la toate ușile buzoienilor, am făcut o campanie door-to-door pentru a ne cunoaște, pentru a le asculta problemele și pentru a le prezenta soluțiile pe care le avem pentru modernizarea Buzăului. Și cum v-au primit oamenii? V-au spus probabil și problemele pe care le au, nu? E adevărat, unele probleme sunt de dreptul halucinante. Sunt oameni care au rămas fără locuri de parcare pentru că a decedat unul dintre soți și a avut o problemă, n-aș găsi loc de parcare, că sunt tot felul de probleme, dar cu căldură. Deci oriunde am fost primiți cu căldură. E drept, au fost și oameni care ne-au spus că sunt sătui de politică, din păcate, și am încercat să-i convingem că a sta acasă nu este o soluție. 10 minute sunt foarte importante pentru următorii 4 ani. E adevărat. Vreau să ne spuneți, domnule Bădulescu, dacă știu că ați fost prin tot județul, dacă ați întâlnit localități în care oamenii erau reticenți sau v-au spus că au alte gânduri pe 9 iunie? Să știți că au fost puține situații în care un material electoral prezentat de Alianța Dreapta Unită nu a fost primit. Care au avut mai mult timp la dispoziție, au și ascultat mai mult din soluțiile propuse. Problemele sunt vasi universale în județul Buzău și de aceea închei campania cu un gust amar, pentru că la câți bani au intrat în județul Buzău, lucrurile s-ar fi putut face mult mai multe, mult mai bine și mult mai în beneficiul cetățenilor. Am văzut și investiții făcute fără cap, fără rost, doar de dragul de a fi făcut deja să cheltui un ban. Poate ne dați și exemple. De exemplu, stadion într-o comună unde nu există echipă de fotbal. Și cu încredințări directe și în anul 2023 și în anul 2024 de peste 40.000 de euro pentru o firmă, pentru curățarea și întreținerea gazonului. Adică niște cheltuieli aberante din banii cetățenilor. Și puțin câteva exemple, adică exemple de proastă administrare a banului public. Ori unul din punctele noastre cheie ale Alianței Dreapta Unită este ideea de a așeza în mod pe criterii corecte această cheltuire a banului public și de a limita. Asta este, de a limita pe cât se poate încredințările directe. Încredințările directe sunt un debușeu pentru firmele de partid. Și înțelegem foarte bine acest lucru și având în vedere că este o limită de sumă mare, undeva 100.000 de euro, vă dați seama că mulți se îmbogățesc din bugetul public fără un foarte bun control asupra calității lucrurilor, asupra ceea ce faci și așa mai departe. Ori, acestea sunt lucruri care ne preocupă și acest lucru se întâmplă și la nivelul municipiului Buzău, se întâmplă și la nivelul celorlalte administrații locale din județ. Practic, este o căpușare a banului public și se și vede, mai ales în primării cu tradiție și aici pot să dau numeroase exemple. Administrația, în general PSD, că asta este Buzău în momentul de față. După 9 iunie se va schimba situația în multe, multe din localitățile județului Buzău, pentru că avem oameni foarte bine pregătiți și foarte angrenați în campanie, foarte bine primiți și priviți de cetățeni, oameni de afaceri, antreprenori, făceam așa o,
o analiză a oamenilor propuși, sunt numai oameni veritabili de dreapta, oameni care au realizat ceva în viața lor. Și care își doresc ca ritmul comunității să fie schimbat. Ritmul comunității din care fac parte. S-au săturat de aceleași metehne învechite, de făcut lucrări doar de ochii cetățeanului și așa mai departe. Este modul nostru de a convinge oamenii să iasă la vot, este modul nostru de a încerca să arătăm că se poate și altfel, propunând oameni care sunt realizați, care nu au niciun motiv să bage mâna în banul public, care au demonstrat și o vor face în continuare. În Buzău, domnule Drăgulin, în municipiu, care sunt cele mai mari dureri ale oamenilor, așa cum percepeți dumneavoastră? Păi, noi în ultimii 2 ani de zile am avut o campanie door-to-door. Am inițiat-o când nu eram în alianță, dar să știți că am avut și sprijinul, colegilor din PMP, au fost foarte mulți care s-au implicat în acea perioadă, în care aveam un fel de sondaj cu problemele care se confruntă în viața de zi cu zi în Buzău. Și cel mai important lucru era înființarea unui spital municipal. Deci problema de sănătate. Și chiar asta este prioritatea noastră, nu zero, pot să spun, în municipiul Buzău. Ne dorim să accelerăm crearea unui astfel de spital care cumva să degreveze de sarcini spitalul județean și să-l dotăm la standarde europene. Știți că proiectul există deja? Proiectul există. Terenul a fost dat acum 2 ani de zile. În 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Termenul inițial este de 7 ani. Dacă în 7 ani nu se realizează acest spital, nu știu dacă se va mai prelungi înțelegerea sau nu. Vedem cât de tare, cât de încet se mișcă și noi ne propunem să accelerăm această investiție. Este foarte importantă. Mie îmi pare rău că Primăria Buzău nu a fost în stare să... Au ratat banii din PNRR. Pentru că erau bani prevăzuți și alocați pentru spital. Și l-au ratat, pentru că n-au avut proiectul gata. Adică trebuie să găsim soluții pentru acest spital să-l facem. Soluții încercăm să găsim pe fonduri europene. Dacă nu vom găsi, există un model în Timișoara, făcut de Dominic Fritz, actualul primar al Alianței Dreapta Unită, care a făcut prin Banca Mondială, sau încearcă să-l facă, acum a semnat contractul, prin intermediul părții private. Deci va fi un parteneriat public-privat prin care Timișoara nu va plăti nimic până nu va fi funcțional acel spital. Deci se poate. Soluții vor fi să facem acest lucru. E foarte important să facem o secție de pediatrie. Foarte mulți copii, sau și eu sunt părinte și m-am confruntat cu astfel de probleme, foarte mulți părinți aleg să meargă în București sau în alte județe, ceea ce nu este normal. Cred însă că nu este singurul dumneavoastră proiect pentru municipiu? Nu. Prioritățile ne-au fost date de buzoieni, iar în ultima perioadă o altă prioritate sau o altă problemă este cea legată de traficul din municipiu. Am ajuns, conform unui studiu realizat, cred că săptămâna trecută, de o agenție imobiliară, suntem pe locul 3 în țară ca și aglomerație în trafic. Este incredibil, am depășit București. Deci nu poți să vii să spui că avem 60.000 de mașini și nu avem soluții. Trebuie să găsim soluții, să facem parcări, o altă prioritate pe care ne semnalează oamenii, să facem parcări pentru a cumva fluidiza, a reda trotuarele în primul rând oamenilor, pentru ca fiecare buzoian să aibă dreptul la un loc de parcare și să nu mai vedem înjurături între vecini sau... Dar bănuiesc că ați identificat și soluții, în primul rând pentru trafic, ce pentru soluții trafic propuneți? Chiar am prezentat pe o rețea socială una dintre soluții pe care am identificat-o. E vorba de acel rond pietonal pe care îl vrem deasupra sensului giratoriu din zona molurilor. Cred că acolo traficul este ștrangulat de aceste treceri de pietoni și cred că este o soluție. Asta e soluția pe care am găsit-o noi în momentul de față. Cu siguranță, când vom ajunge în primărie,
vom consulta și specialiștii în domeniu să vedem dacă este și fezabilă. Alte soluții, spre exemplu, domnul Ionescu a venit cu câteva propuneri de înființare de noi sensori giratorii, unul dintre ele ar fi chiar în zona Parcului Crâng, pentru că un sens giratoriu are menirea de a fluidiza traficul și nu de a-l bloca. Așa cum vedem acum, este, cred că, celebru acel sens giratoriu de la Episcopie, cu atât de multe semafoare. Eu vă spun sincer, acum 2-3 zile eram să fac accident pentru că unul dintre semafoare era pe intermitent, am crezut că nu funcționează semafoarele și, de fapt, era roșu, dar foarte nu era vizibil. Deci, acest haos trebuie să înceteze, iar sunt multe semafoare în municipiul Buzău care nu fac altceva decât să îngreuneze traficul. Deci, soluții sunt, dar nu le-am voluat fără specialiști. Vreau să-mi spuneți cum funcționează Alianța acum la finalul primei campanii electorale, cum funcționează aici în Buzău, pentru că sunteți USR-PMP Forța Dreptei și vreau să știu dacă vă ajutați pe municipiu, județ, dacă mergeți împreună, dacă vă oferiți sfaturi, idei. Fără doar și poate. Noi am funcționat de la bun început împreună încă din luna decembrie, când am început să conturăm candidaturile la municipiu, la județ, la comunele din județul Buzău și, sigur, în campanie am avut de multe ori, de foarte multe ori, echipe mixte pentru municipiu. Este pentru aproape municipiu, zilnic, da, adică zilnic. Nu a existat nicio problemă. În județ am făcut mai multe echipe, ne-am mai și împărțit pentru că trebuie să acoperim o arie foarte mare și sigur cu, uite, de exemplu, vin de la Tisău. La Tisău este candidat propus la primărie de USR. Astăzi dimineața am fost la Berca, la fel candidat propus de USR. Că am făcut echipe mixte, am mers în aproape toate comunele din județul Buzău, așa cum am construit un calendar, oricum o campanie electorală de 30 de zile este, într-o campanie electorală de 30 de zile, este greu să acoperi 87 de UAT-uri în totalitate, dar am făcut eforturi cu 3-4 comune într-o zi, am stat câteva ore în fiecare și din punctul meu de vedere lucrurile au decurs normal. Normal că necunoscându-ne, practic, Alianța s-a făcut de curând, necunoscându-ne, ne-a luat ceva timp să ne compatibilizăm unii cu ceilalți, dar atunci când a fost vorba de muncă și de tras la aceeași căruță, ca să zicem, nu au fost probleme deosebite. E adevărat, conceptul de campanie al PMP-ului era într-un fel, al USR-ului în alt fel, am încercat să le îmbinăm, să le așezăm, dar acum, după prima campanie, tragem și noi concluziile, vedem cât de bine au fost așezate anumite lucruri, cât de mai puțin bine altele și pentru următoarea campanie, pentru că e clar că o să avem mai multe cicluri electorale împreună, vom ști ce avem de făcut, ce trebuie îmbunătățit, ce trebuie ajustat, dar în principiu lucrurile au fost pozitive. Nu ne-a încetat, asta este clar. Evident că lucrurile întotdeauna sunt perfectibile. Poate era loc de mai bine, poate că în anumite momente, da, peste tot e la fel. N-am comunicat la timp sau am comunicat mai puțin, dar în general fiecare dintre membrii PMP și membrii USR și-au făcut treaba. Așa cum au știut, așa cum s-au priceput, atât cât au putut, s-au dedicat acestui proiect și, din punctul nostru de vedere, la Buzău, Alianța Dreapta Unită este un proiect de succes. Ați avut un proiect cu mulți ani în urmă de a unifica dreapta, doar că atunci nu ați reușit să-l realizați. Acum ați reușit. Nu erau chiar toate partidele de dreapta unite în Alianță. Partide de dreapta și de opoziție. Vă aduceți aminte la turul 2 din prezidențialele 2014? Eu vorbesc despre alegerile locale. Alegerile locale nu s-au făcut, nu s-a reușit până la momentul ăsta. Și cu siguranță este greu pentru că întotdeauna în dreapta sunt foarte multe orgolii. Știu din experiența anilor electorale anteriori. Dar atunci când dreapta reușise să se așeze, să se coalizeze, nu i-a stat nimic în cale.
Și ăsta este unul din momentele în care dreapta la nivel de România se așează și începe să câștige alegeri. Domnule Drăgulin, spuneți-mi dacă din punctul dumneavoastră de vedere Alianța Dreapta Unită a avut din partea contra candidaților din opoziție, și mă refer la opoziția față de Partidul Social-Democrat, a avut vreun sprijin, chiar dacă așa neoficial, sau v-au atacat așa cum nu v-ați fi așteptat? Spuneți dacă Alianța Dreapta Unită a avut un sprijin din partea PSD-ului? Nu, 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 din partea celorlalte partide care fac parte din opoziție. Nu, noi n-am avut niciun sprijin. Noi suntem singuri, am funcționat singuri, apropo de ce spunea Dorin, am funcționat nesperat de bine, dar cred că acest lucru se datorează în primul rând lui Dorin Bădulescu și lui Silviu Ordache, pentru că au fost niște lideri care au știut să coaguleze oamenii în jurul lor și să facem echipe puternice. Eu chiar sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut, cel puțin pe municipiul Buzău, am funcționat extraordinar de bine cu PMF-ul, n-am simțit că suntem niciodată două tabere, două echipe diferite, am fost aceeași echipă. Ce au făcut cei din opoziție, ce știu să facă cel mai bine, au încercat să se folosească întotdeauna de metecnele vechi, au încercat să... a fost un haos, știți noastră, cu afișajul electoral. Acest lucru a fost generat clar de actuala administrație, pentru că dacă se impunea și se respecta, pentru că are poliția locală în subordine, nu se mai ajungea aici. Deci cumva au fost întotdeauna mici, să zic așa, bețe prin gard. Am trecut întotdeauna peste și am format o echipă foarte bună și eu îmi doresc foarte mult ca peste 4 ani să fim în aceeași formulă și să demonstrăm că putem. Oricum vom demonstra împreună în toate administrațiile locale unde vom merge, fie că avem primar, viceprimar sau membrii în Consiliul Local, vom face treabă și vom face treabă împreună. Nu există parteneriat între noi sau altă formațiune politică. Spuneți-mi, vă rog, despre echipa pe care o propuneți la primărie. Aveți o echipă de consilieri local deschisă de domnul Constantin Ionescu? Așa este. Eu nu înțeleg pe ceilalți cum pot spune că au cea mai bună echipă. Nu înțeleg cum poți să spui că ai cea mai bună echipă, că în timp de 4 ani au fost doar niște iezmeni în Consiliul Local care au trecut aproape tot, fără ca cineva să ia cuvântul, să întrebe dacă este bun proiectul, dacă este oportun. Noi avem într-adevăr oameni care au realizat, cum spunea și domnul Bădulescu, au realizat pe plan profesional, pe mediu privat, au realizat lucruri. Oamenii, ați spomenit domnul Ionescu, este inginer, are o vastă experiență în administrația publică, a fost viceprimar în perioada 2004-2008, știe cu ce se mănâncă o astfel de lucrurile, cum se mișcă lucrurile în administrația publică. Silviu Ordache, care a fost prefect atâta, o bucată mică, dar să știți că a schimbat lucrurile în alea 7 luni cât a fost, care este economist și antreprenor de succes. Apoi îl avem pe Corneliu Baldovin, care a mai fost la dumneavoastră în emisiune, este inginer în transporturi și are și ne poate și ne sprijină cu soluții, mai ales pe zona asta de trafic. Domnul Marius Alexandru, antreprenor și inginer în domeniul panourilor fotovoltaice. Mai îl avem pe domnul Gheorghe Năstase, ofițer militar în rezervă, cu o carieră impresionantă în domeniu. Ana Maria Barac, la fel. Adică avem Ramona Ienache, avem cel mai tânăr membru, 25 de ani, care este recrutor și are o carieră de succes pentru vârsta dumneai. Sunt foarte, foarte mulți membri care n-au ajuns întâmplător pe liste. Au ajuns pentru că au o carieră foarte, foarte bună în spate. Domnule Bădulescu, echipa de la Consiliul Județean, care ar fi în opinia dumneavoastră? Echipa de la Consiliul Județean îmbină experiența în administrație cu calitatea profesională și calitatea umană. Avem în lista de consilieri județeni, și n-aș vrea neapărat să nominalizez pe cineva, de la avocați. Așa. Nu numai eu, ca avocat în lista de consilieri județeni. Așa. Avem asistent medical pe Claudia, pe care o cunosc bine din partea USR.
Avem pe domnul Doru Muzgoci, pe care cred că îl cunoașteți, se candidează și la Nehoiu și este un antreprenor de succes, Florica Râureanu, director general al unei fabrici de confecții. Avem pe Marius Indrilaru de la Berca, președintele organizației Berca, un tânăr care s-a consacrat în politică de curând și care e un tânăr foarte ambițios și cu multe idei și multe proiecte. Adică sunt Lampă Vasile Chiriacescu, antreprenor din Sud, deținător al unor firme importante din sudul județului care se ocupă din domeniul agricol. Deci avem o diversitate de profesii, dar numai unul și unul. Adică oameni care vor să devină ceva, care au realizat până la vârsta pe care au și sunt și foarte tineri, dar și oameni cu experiență care deja au demonstrat, fie în administrație, fie în profesie, fie în afaceri, cu calități manageriale, dacă vreți, fiecare dintre ei ridicate. În orice caz, toți lucrează cu oameni. Ceea ce este foarte important. Pentru că atunci când îți asumi o anumită calitate de ales local, trebuie să știi, în primul rând, să lucrezi cu oameni. Și revin la ce spunea Florin mai devreme. Eu sunt cam sătul în ceea ce privește partea asta de consilii, indiferent că e Consiliul Județean sau Consiliul Local, Municipal, partea asta de yes man. Asta am urât și în Parlament, pentru că vedeam de multe ori că liderul de grup făcea așa sau așa și toți, deși aveai pretenții că sunt senatori ai României, votau după cum dicta degetul. Sigur, există o disciplină de partid, dar să-ți asumi. Pentru că de multe ori primarii își scot castane din foc cu mâna Consiliului Local. Și dacă e vorba de vreun control al curții de conturi sau vine vreun parchet spre nefericirea unora dintre ei, și a votat Consiliul Local, eu sunt executiv, am propus, dar dacă a votat Consiliul Local. Și se ascund, au acest debușeu de iezmeni, ascunzându-se în spatele Consiliului Local pentru orice chestiune făcută la limita legii. Am urât întotdeauna modul ăsta de abordare și modul ăsta în care consilierii județeni sau municipali sau locali sunt folosiți pe post de votat și de serviciu în favoarea intereselor de partid, în favoarea intereselor primarului și așa mai departe. Astea sunt lucruri care trebuie să înceteze. În momentul în care te duci ca și consilier într-o entitate, indiferent de rang, dacă vreți, de rangul localității sau unității administrative teritoriale, ar trebui să încep să pui întrebări. Chiar dacă ești la putere. Până de ce facem proiectul ăsta? E oare oportun? De ce sunt atâția bani puși? De ce puneți atâția bani pentru proiectul ăsta? Că eu, din experiența mea profesională sau de altă natură, mie mi se pare că lucrarea asta se poate face la jumătate de preț. De exemplu. Asta e un mod de, prin consiliile locale, un mod de sifonare a banului public, de către primar, pe anumite interese, pe anumite... Și se știe, n-are rost să ne ascundem după deget, câte lucrări s-au făcut în municipiul Buzău și în județul Buzău. Și să aici trebuie să aveți dovezi, domnule Bădulescu, sunteți și avocat și știți bine, dacă n-aveți dovezile pe masă... Câte lucrări s-au făcut în județul Buzău cu zeci și zeci de miliarde de lei. Zeci și zeci de miliarde de lei și este la ordinea zilei și la chiar și unui om nepregătit, că alea s-ar fi putut face cu mult mai puțin bani. De ce să ajung la prețurile astea, să ajunge la aceste prețuri astronomice? Când, pentru un sens giratoriu, de exemplu, dau un exemplu pur general. S-a cheltuit 10 miliarde când știi foarte clar că se pot cheltui pentru același tip de, aceeași dimensiune, 2 miliarde jumate. Dau un exemplu. Ați făcut un calcul, ați vorbit cu specialiștii și ați ajuns la această sumă. Să fii sigură că am făcut și un liceu de matematică fizică, mă pricep puțin și la construcții și pot să și cubez, pot să și măsor, pot să și fac un calcul, pot să și fac și un deviz de lucrări. Am atâta experiență profesională, să nu uităm că lucrez în avocatură, dar văd și expertize în construcții. Și sunt mulți experți din cadrul Tribunalului Buzău, care arată modul de calcul. Vă dați seama că am avut ce învăța de la dânsii și pot să evaluez la rândul meu, pe aceleași metode de calcul, calitatea și cantitatea unei lucrări ascunse într-o operă de tipul ăsta. Da, foarte, foarte, foarte multe lucrări făcute în municipiul Buzău, în județul Buzău, sunt
supraevaluate. Aș vrea să-mi spuneți și dumneavoastră ceva, domnule Drăgulin, în acest, de municipiu. Da, în acest, nu, dar aș completa aici. Să știți că nu întâmplător am ieșit la guvernare, când ai spus la guvernare, am ieșit pentru Angel Salini. Banii acolo se accesează pe baza unui deviz, dar un deviz fără un studiu în spate, un deviz estimativ. Deci acolo nu sunt decât, cred că, niște proiecte supraestimate și așa se ajunge să se sifoneze bani și așa mai departe. Mai este un aspect, nu întâmplător, odată cu aprobarea PNRR-ului au fost mărite limitele de atribuire directă, exact ce spunea domnul Bădulescu. Deci, nu întâmplător au mărit aceste limite pentru a da firmelor de casă contracte prin atribuire directă. De asta avem lucrări proaste, de asta avem bani cheltuiți aiurea, de asta populația e sărăcită, să știți, pentru că Buzăul și municipiul Buzău este un municipiu sărac. La rubrica din programul de pentru președintele Consiliului Județean am o rubrică specială dedicată acestui aspect. Și anume expertizarea, supraexpertizarea lucrărilor efectuate în timpul în cadrul investițiilor făcute de Consiliul Județean. Pentru că și dacă ești într-o anumită funcție și poate nu ai pregătirea necesară pentru a evalua în totalitate un obiectiv de investiții. Totuși, pentru a nu fi păcălită autoritatea publică, este nevoie de o supraexpertizare. Adică, pe lângă ceea ce s-a făcut, pe lângă ceea ce s-a licitat, vreau să vedem dacă, într-adevăr, în operă este pus, sunt puși 10 cm de asfalt și nu 6 ca să iasă la preț. Vreau să văd dacă cele care sunt ascunse, că de foarte multe ori nimeni nu le verifică. Sunt foarte multe lucrări ascunse care sunt puse într-un fel pe hârtie și în realitate sunt făcute altcumva. De aceea avem de a face în județul Buzău, în multe, multe din localități, cu canalizări care nu funcționează, construite fără a avea pantă. Și alte și alte chestiuni, pentru că au apărut aceste lucrări ascunse și aceste lucrări ascunse, ele sunt plătite, sunt lucrare recepționată, numai că prin această metodă, în ghilimele, a dirigintelui favorabil de șantier, se spală pe mâini și primăria, se spală pe mâini și constructorul. Să știți că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar continuăm discuția în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu domnul Florin Drăgulin, candidat al Alianței Dreapta Unită la primăria Buzău pentru funcția de primar, și domnul Dorin Bădulescu este candidat din partea Alianței Dreapta Unită pentru postul de președinte al Consiliului Județean Buzău. Am vorbit puțin despre echipele pe care le aveți atât la CLM cât și la Consiliul Județean. Aș vrea, pentru că sunt practic ultimele minute din ultima emisiune pe care o avem în această campanie electorală, să transmiteți câteva mesaje extrem de clare, astfel încât cei nehotărâți să știe de ce au de ales sau de ce trebuie să vină pe 9 iunie la vot, și să clarificați un pic proiectele pe care le aveți, astfel încât oamenii să știe de ce pun ștampila pe ce poziții, să-mi spuneți, pe buletinul de vot, să le fie mai ușor să știe. La primărie ce... La primărie, deci la primar poziția 6, la Consiliul Local Municipal tot poziția 6, la Europarlamentare tot poziția 6, numai la Consiliul Județean e un pic diferit. La poziția la președinte Consiliul Județean este 5 și lista de consilieri județeni alianța este 7. Oricum nu o să fie așa un efort mare să avem o sigla, extrem de vizibilă, de mare, e singura siglă formată din 3 partide, este un pătrat în care sunt denumirile prescurtate ale celor 3 partide, deci componente alianței USR, PMP și FD, Forța Dreptei. Bine, pentru a nu se înțelege altceva, îndemnul meu este de a merge la vot indiferent cu cine votați. Important e să aveți timp să cunoașteți candidații și, evident, spuneam că nu trebuie să vă grăbiți să vă căutați partidul preferat sau candidatul preferat pe buletinul de vot, indiferent în ce ordine sunt pe buletin, pentru că nu întotdeauna sunt în ordinea corectă, dar e bine să avem răbdare să nu ne grăbim. Să nu uităm, apropo de dreapta, și vorbim de Dreapta Unită, că orice vot dat PNL-ului, dai de fapt un vot PSD-ului. De ce spuneți asta, domnule Bădulescu? Pentru că există această alianță la europarlamentare, la guvernare.
Și peste toate cele, la municipiul Buzău, PSD-ul reușește să-și impună candidat la primărie în PNL. Adică o egal să, o să o supărați pe doamna Ichim, care îl atacă pe domnul primar. Îl atacă cu ce? Cu subiecte știute dinainte? Haideți să fim serioși. Fiecare face campanie deci, cu orice vot dat PSD, PNL-ului la doamna Ichim este un vot dat lui Toma. E părerea dumneavoastră, de ce? Evident, spun, nu e realitatea vă clar, absolută. De ce? Vă spun foarte clar de ce. A fost doamna Ichim prefect propus de PSD, s-a retras în favoarea PSD-ului în 2020, acum intră pe ușa din spate la PNL, taman când sunt și în alianță la europarlamentare. Orice votat înspre PNL, dai PSD-ului. Dar dumneavoastră s-a știți foarte bine lucru, că se mută oamenii din partidul în partid. S-a făcut acest lucru tocmai pentru că era frică de Alianța Dreapta Unită, au mai trimis un candidat să rupă voturile negative al lui Toma, voturile care ar fi venit în mod natural. Deci ca să înțeleg, domnule Băduiescule, era foarte teamă evident, era de domnul Drăgulin. Și au zis, evident, haideți să facem cumva să salvăm și de Drăgulin și de Dreapta Unită și de această forță care s-a născut destul de târziu, zic că ar trebui. Sunteți avocatul domnului Drăgulin, dar dacă nu sunt avocatul domnului Drăgulin, sunt avocatul sunt și lider de partid și sunt avocatul Alianței Dreapta Unită. Indiferent. Era doar o glumă. Domnule Drăgulin, vreau să vă știu deci, punctul de vedere. Domnul Bădulescu a avut perfectă dreptate, a creionat foarte bine ceea ce s-a întâmplat la Buzău și ceea ce se întâmplă. Într-adevăr, doamna Ichim nu este un contracandidat credibil și autentic de dreapta. Părerea dumneavoastră, evident. Fiecare cu electoratul. Eu aș vrea să mai spun așa. În ultima perioadă, doamna Ichim, de când a intrat în politică, nu a făcut altceva decât să copieze ceea ce am făcut noi timp de 2 ani. Să înțeleg că sunteți foarte aproape sau vă e teamă sau ce se nu întâmplă? Nu suntem foarte... Nu mi este teamă. Nu este teamă de PNL. Cum a spus și domnul Bădulescu, deci PNL-ul este doar, doar o anexă, este un PSD vopsit. Asta vor decide mai, oamenii când vin la vot, să știți. Să vă mai spun în completare de ce, pentru că în enumerate rânduri, președintele PSD a spus că toate majoritățile după aceste alegeri se vor face între PSD și PNL, acolo unde nu au majoritate. Și chiar a fost pe Facebook, din partea președintului PNL, cel mai bun partid de votat după PSD este PNL-ul. E din gura președintelui PNL. La de la Buzău. Național, la Buzău. Ce discutăm? Deci asta... Adică sunt N dovezi. A făcut o gafă atunci. Nu știu. Gura păcătosului adevăr găiește. Exact. Ce să zicem? Nu știu dacă e gafă sau nu, dar a circulat pe Facebook destul de mult. Și acum... Ce putem să spunem? Că, din păcate, lucrurile astea sunt. PNL-ul, din păcate, pentru PNL, a devenit un partid de stânga, o anexă a PSD-ului, mai ales la Buzău. Orice vot dat duminică PNL-ului înseamnă vot pentru PSD. Bine, ca să cităm, să nu zică domnul Mocanu, că nu suntem corecți. Domnul Mocanu atunci a spus că Partidul Național Liberal este singura opțiune pentru alegătorii în afară de PSD. Da? Ei, ce le spuneți dumneavoastră celor care ne urmăresc? Păi că singura opțiune viabilă de dreapta, pentru oamenii de dreapta, este Alianța Dreapta Unită. Nu întâmplător vorbesc de acest proiect de 6 ani de zile, mulți oameni au înțeles, știu că sunt om de dreapta, știu că Florin Drăgulin este om de dreapta, știm cu toții ce înseamnă dreapta și ce vrea să facă dreapta. Știm că putem să aducem progres, știm că putem să modernizăm, știm că putem să construim un județ de viitor, un municipiu Buzău de viitor. Și ajungem exact la ce vă întrebam, vă las imediat, domnule Drăguț. La ce vă întrebam în prima parte a emisiunii. Sunteți partide de opoziție, plasate în opoziție față de PSD? Și față de PNL. Dar vă atacați reciproc? În avantajul cui oare? Ne atacă reciproc noi cu PSD-ul? Nu, cu PNL-ul, spun. Nu, dar PNL-ul nu este partid de dreapta. Nu mai e. Eu cred că pentru noi și electoratul este... Spuneți că nu face opoziție PSD-ului, asta vreți să... Odată și opoziția oricum este de... Opoziția este doar așa, de fațadă. Ca să vă mai dau un exemplu aici, asta vreau când să completez. Când făcea domnul Romanescu opoziție, chiar dacă era președintele PNL-ului, de mulți ani de zile, din 2016, și nu e prima dată, din 2016 PNL-ul la Buzău nu mai face opoziție PSD-ului. Face un fel de joc de gleznă mimând opoziția.
Și ce se întâmplă astăzi în PNL, se întâmplă ce s-a întâmplat și în 2016, ce s-a întâmplat și în 2020, este așa un fel de căsătorie cu repetiție, dar acum e pe față, până acum era mai prin spate. Aș vrea să fim corecți, așa nu, cum trebuie să fim, suntem subiectivi, iar nu electoratul care a urmărit campaniile, această campanie și campaniile fiecărui partid, o să înțeleagă foarte bine și programele și proiectele și cred că oamenii sunt atât de inteligenți încât își pot da seama dacă cineva joacă teatru, dacă cineva e o marionetă sau nu. Oamenii pot discerne singuri. Apropo, aveți de... încredere în Buzoieni? Avem încredere în Buzoieni, dar trebuie să le spunem lucrurile astea pentru că de multe ori pot apărea diversi actori de tipul ăsta care încearcă odată la 4 ani să păcălească electoratul. De aceea apare acest fenomen al absenteismului la vot. Pentru că dacă ne ferim să spunem lucrurile pe nume, dacă ne ferim să încercăm să menajăm un așa zis partid de opoziție care se află la guvernare cu PSD-ul, asta ar însemna că mințim la rândul nostru. Să mințim prin omisiune. Sunt lucruri vizibile, dar care trebuie și afirmate și spuse. Pentru că nu toată lumea le poate observa. Am încredere în Buzoieni că pot discerne. Evident că am încredere în Buzoieni. Însă, nu pot să tac. Pentru că, indirect, i-aș minți. Mai mult de atât, aș vrea să spun că am încredere în inteligența buzoienilor și dacă ar lua materialele electorale ale noastre și cu cele ale PNL-ului, ar observa că cele ale PNL-ului sunt copiate în proporții de 90% după câteva exemple? Păi, ultimul pliant trifold pe care l-am avut noi lansat la începutul campaniei electorale a fost copiat de PNL în ultima săptămână acum. În precampanie au venit cu materiale electorale scrise cu ChatGPT, pentru că nu veneau cu soluții, iar apoi după ce... Și eu o să-i rog pe Buzoieni, dacă mai au acele materiale, să se uite pe ele. Iar mai apoi au copiat din programul nostru, pentru că, evident, și nu numai la Buzău se întâmplă asta, și în Râmnic și multe localități din județul Buzău, pentru că nu au ce să spună. Iar targetul lor, stabilit de Măria sa Ciolacu, este de a face de așa natură ca lumea să aibă o confuzie între Alianța Dreapta Unită, singura alternativă de dreapta, și PNL. Nu există. Inclusiv la culori au încercat să aducă tot acolo ca omul să nu-și formeze. Dar, cum spunea domnul Bodulescu, sigla noastră este vizibilă, de departe cred că este cea mai mare, cea mai expusă. Această geată în sus a PNL-ului ar fi trebuit de mult să fie în jos. Nu au făcut altceva decât să sărăcească și să mintă populația. Așa cum fac și prin aceste pliante. Spuneți-mi, în câteva cuvinte, așa, dacă puteți să sintetizați proiectele pe care le aveți pentru municipiu și județ, fără a fi copiate de nicăieri, asta ca să înțeleagă buzoienii, ce vreți să faceți dacă veți reuși să câștigați funcțiile pentru care candidați? Primele 5 obiective pe care le-am stabilit, 3 vi le-am expus, e vorba de accelerarea acelui spital municipal, construirea acestui spital, resistematizarea traficului, înființarea de noi parcări, pentru ca fiecare buzoian să aibă unde să-și parcheze mașina și să nu se mai certe pe un loc de parcare și să eliberăm trotuarele, pentru că trotuarele municipiul Buzău sunt dezastruoase, pe lângă faptul că acum sunt ocupate de autovehicule care n-au unde să parcheze, sunt dezastruoase. O mamă cu un copil nu poate merge cu căruciorul. Un alt punct important pe care nu l-am dezvoltat astăzi în emisiune este înființarea acestui parc industrial, apropo un obiectiv copiat de PNL, pentru că orașul nostru va fi tranzitat de autostrada A7, autostrada A7 care a fost pusă în PNR chiar de Cătălin Drulă, și e foarte important să avem acest parc industrial pentru a contribui la dezvoltarea economică a Buzăului și a nu rata această ocazie, nu să fim doar un nod prin care doar se trece și să merge către Bacău sau... Ne dorim foarte mult un bazin public de not, pentru că mulți părinți pleacă în alte județe să pentru ca copiii lor să aibă dreptul la practica acest sport. Sigur, acum sunt foarte multe proiecte în a restructura această administrație publică, adică vorbim de transparentizare, cum vreau să vă zic, asta va fi arma noastră împotriva corupției. Avem nevoie de profesioniști în administrație, nu mai trebuie să punem stop acestor nepotisme și acestor
Adică în primăria Buzău acum 90% din oameni sunt, nu sunt pe merit. Da? Unii or fi capabili, nu le contest acest lucru, dar nu cred că au câștigat acel concurs pe merit. Pe zona de educație, iar ne dorim foarte tare să redăm terenurile de sport copiilor, pentru că este o lege trecută, deja propusă de USR, și multe dintre școli încă țin acele terenuri de sport închise. Și ne mai mirăm de ce copiii stau pe tablete și pe telefoane, pentru că n-au însă și desfășoare activitate de recreere. Înainte, când eram copii, chiar spuneam asta la radio, ne jucam în spatele blocurilor. Acum nu mai există spatele blocului, pentru că e acoperit de mașini. Deci sunt lucruri, vrem să dublăm, spre exemplu, bursele elevilor merituoși, pentru că fără o bază nu putem să progresăm. Și aici sunt multe proiecte pe care le avem și încă n-au apucat să le copie. Da, mi s-a părut foarte interesant că ați punctat, nu trebuie făcută o confuzie între Alianța Dreapta Unită și PNL, chiar dacă vă poziționați sau se poziționează de dreapta, sunteți formațiuni politice total diferite, spuneți, și cu doctrine diferite. Siguranță. Și cu doctrine diferite. Sigur, suntem formațiuni politice diferite care, spre deosebire de PNL, nu s-ar asocia niciodată cu PSD-ul. Asta este esențial. Avem un anume concept și cred că nu ați văzut nici USR-ul, nici PMP-ul, asociindu-se sau votând undeva cot la cot cu PSD-ul, mă refer în Parlament, sau de ceea ce PNL-ul a fost capabil să facă din prima, mințindu-și propriul electorat și electoratul de dreapta în general, pe care i-au susținut. Doi la mână. Plecând de la proiect. Eu am văzut cam ce proiecte propun ceilalți contracandidați. Noi am venit la Consiliul Județean cu un proiect inovator. Un proiect care exprimă stilul nostru de gândire și de a face administrație. O viziune pe termen mediu și lung, bazată pe puncte esențiale, și mă refer aici de la valorifica, să spunem, potențialul natural pe care l-are Buzău și care n-a fost valorificat deloc. Am explicat într-o emisiune a noastră care este viziunea noastră despre turism și cum am putea să construim în Buzău un pol turistic de interes național și internațional. Însă există un punct important în ceea ce ne privește și anume atenția pe care o acordă acest program tinerilor. Pentru că Florin începuse mai devreme, plecând de la o bază legislativă, apropo de copii și de tineri. Noi avem în program un pachet de sprijin, de exemplu, pentru tinerile familii care aleg să muncească pentru prima oară în Buzău, ca să încercăm să ne ținem tinerii acasă. Avem, de exemplu, o serie de centre de excelență pentru acele minți ale Buzăului, minți olimpice, centre de excelență unde se pot pregăti pentru concursurile naționale și internaționale. Avem centre de excelență pentru rachetomodele, navomodele, pentru că noi suntem, să nu uităm că Buzău este campion național și internațional la această, la acest hobby, dacă vreți, sau la această competiție. Avem un centru de excelență pentru box, un aquapark modern cu bazine, nu un singur bazin, bineînțeles inclusiv cu bazin olimpic pentru practicarea notului, este în programul de Consiliu Județean. Ce să vă mai spun? Avem atâtea tradiții care nu sunt valorificate, da? Un muzeu al satului buzoian nu-l avem și îl propunem. O grădină botanică la Buzău. Un observator astronomic pe dealul Istița pe care să-l valorificăm. Un muzeu al viei și vinului pe drumul vinului în zona Pietroasele. Sunt foarte multe proiecte care se pot face pe această zonă de cultură, tradiții, pe zona de tineret, pe zona de sport. Vedeți cum tinerii din ziua de azi nu mai practică sportul. Sportul care oferă în primul rând sănătate și o creștere viguroasă pentru orice copil. Și atunci trebuie să facem foarte multe lucruri în această zonă. Observ că din aplombul acela pe care îl aveau buzoienii pentru fotbal, văd o grămadă de stadioane locale, părăginite, părăsite, lăsate în stare de nefuncționare. Nu mai se pot
construi echipe de fotbal la țară. De ce? Pentru că, pe de o parte, oamenii sunt prea supărați ca să mai practice un sport. Dar era o delectare. Duminica să vezi Liga a 3-a, Liga a 4-a, Liga a 5-a, când se juca fotbal. Prea puține echipe mai participă și comune mai participă la competiții, pentru că este vorba și de finanțare, este vorba și de faptul că tinerii aleg să nu mai practice sportul și așa mai departe. Mi-aduc aminte că Buzău avea și alte echipe la alte sporturi și uite că nu mai apar. Vă dau un exemplu. Eu am fost campion național la radiogonometrie. N-am mai auzit să practice acest sport pentru copii. Era o chestie foarte frumoasă și am făcut sport de performanță, începând de acolo, din clasa a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, chiar dacă era alt regim pe vremea aia. Totuși sunt niște lucruri care ar fi putut să fie preluate, adaptate și menținute. Era bine, așa cum spunea domnul Drăgulin înainte de emisiune, să mai continue campania electorală, să avem câteva zile în plus, astfel încât să avem timp să vorbim despre toate proiectele. Sunt foarte multe și dacă ați reușit să le și implementați, ar fi extraordinar pentru comunitate. Așa cum de altfel fiecare partid propune proiecte, important e să vedem ce se va întâmpla după 9 iunie și dacă promisiunile vor fi respectate, pentru că aici avem cea mai mare problemă a neîncrederii oamenilor în ceea ce spun candidații în campania electorală. Cunoscându-vă, cred că nu vorbiți așa doar să căpătați voturi în plus, nu? Nu, nu se pune problema. Eu chiar aveam o idee, sper să o pună cineva în practică în Parlament. Eu n-aș mai da voie oamenilor care au promis, că mulți vin cu cărticele, ați văzut și acum, PSD-ul și PNL-ul vin cu cărticele. Foarte multe puncte. Dacă nu realizezi măcar 50% din ce ți-ai propus, nici nu ar trebui să mai ai dreptul să mai candidezi. Asta e punctul meu de vedere. Noi nu venim cu minciuni. Noi venim cu lucruri pe care le putem implementa și pe care le putem finanța, pentru că toate au fost calculate și așezate. Nu știu cum a trecut atât de repede timpul. Mai avem un minut și jumătate maxim, în care cred că e cel mai important moment în care să-i chemați pe oameni la vot, să le spuneți că pe 9 iunie votul lor chiar contează și să le transmiteți un mesaj prin care să înțeleagă de ce ar fi bine să vă voteze pe 9 iunie. Da, eu aș spune așa, pentru ca PSD-ul să conducă încă 34 de ani Buzău și să-l sărăcească în continuare, ori trebuie să iasă lumea masiv și să voteze PSD, ceea ce nu se va întâmpla, pentru că există un bazin destul de mic față de numărul de alegători, ori să voteze PNL-ul și atunci voturile se duce tot la PSD, ori să lipsească de la vot. Ori ca să reușim să aducem schimbarea, important e ca toată lumea să meargă la vot. Așa cum am spus, sunt 10 minute foarte importante pentru următorii 4 ani. Și eu am încredere în buzoieni, așa cum ne-au arătat sprijinul și ospitalitatea lor, să o reflecte în vot și să aleagă dreapta unită pe toate cele 5 buletine de vot. Domnule Bădulescu, vă rog. Sunt convins că buzoienii au realizat cu ce fel de candidați au dat față în față în această campanie electorală și îi îndemn să discernă foarte bine, să meargă la vot, să voteze Alianța Dreapta Unită, pentru că mizăm totul pe un singur lucru, aplicarea legii. Și a spus tot, nu? Eu cred că asta spune tot. Eu vă doresc mult succes și o să ne revedem și după data de 9 iunie pentru a mai vorbi despre Buzău și despre soluțiile pentru probleme. Vă mulțumesc pentru prezență și succes! Mulțumim! Mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de Jurnal. Seară bună! La revedere!